Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela. Sunt Tarotela cu o nouă etalare pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord, în Săgetător, etalare pentru aprilie 2021. De la Îngeri ați primit ca și mesaj, fiți autentic, fiți autentici, fiți reali, fiți adevărați cu ceea ce sunteți și cum simțiți. Probabil că încercați să vă păcăliți în niște relații cu, eu știu, cu cine. Încerca să jucați un anume rol, conștient sau chiar inconștient, din dorința de a place, din dorința de a păstra atmosfera plăcută, ca nu cumva să vă certați, ca nu cumva cineva să se lege de voi dacă vă comportați altfel. Măi, fiți autentici, fiți autentici. Aveți răbdare, aici este o floare de lotus, 17, să vă spună ceva, dar 7 și cu 1 este 8, este transformare și este o floare de lotus care crește, știți, foarte bine, foarte frumoasă, este superbă deasupra lacului, dar are o rădăcină lungă care pornește din mol. Deci, îți prin foarte multe ca să înfloriți. Veți înflori la un moment dat. Veți, poate chiar sunteți în acest proces de transformare, unii dintre voi. 1 și 7. 7 este casa a șaptea a relațiilor, de lungă durată, a contractelor, da? Și 1, nevoia de a fi interesant, autentic, individual. Să nu vă pierdeți individualitatea în relații. Aici este chestia. Relațiile, da, sunt importante. Avem tot soiul de relații în această viață, dar ideea este să ne păstrăm autentici. Să încercăm să fim noi, nu să ne transformăm în ceea ce vor alții. În timp ce m-am amestecat, am văzut foarte multe, și soarele, și multe cărți, dar în mod special acestea au sărit afară. Îndrăgostiții, 6 de monede, 3 de spade. Iar 6 de monede acum arată o balanță, iar o chestiune care ține de relații în care se dă și se primește. Dar uneori, din dorința de a păstra atmosfera echilibrată, uităm să ne mai oferim nouă, pentru că îndrăgostiții pentru mine înseamnă și varianta noastră completă, masculinul și femininul împreună, în aceeași ființă, da? Uităm să ne dăm nouă, să ne completăm prin aceste oferte în creșterea noastră, da? Și în regăsirea noastră și intrăm în această stare de depresie, de decepție. Încercăm să nu cumva să-i rănim pe ceilalți, le dăm eventual mai mult lor decât nouă. Este posibil și așa. Deși săgetătorii au acest simț al libertății, iar care, peste care nu poate nimeni să treacă, știu pentru că am și eu aspecte în săgetător destul de puternice, dar nimeni nu poate să treacă și dacă cineva încearcă să vă țină într-o relație, ori ei, ori voi, sau poate ambii, rămân dezamăgiți pentru că această cușcă nu este potrivită săgetătorilor. Ideea este că da, vă îndrăgostiți sau v-ați îndrăgostit sau aveți un personaj de care vă simțiți atrași foarte mult și acest personaj în viața voastră sau în gândul vostru, poate nici nu este în viața voastră, în sufletul vostru, vă creează o suferință, vă creează un dezechilibru în viața de zi cu zi, poate chiar și în muncă, poate și în relațiile pe care le trăiți unii dintre voi. Ia uite, regele de spade, trei de cupe. Apropo de dezechilibru, dar trebuie să. Probabil că aveți pe cineva cu marcaj în gemeni, marcaj în semn de aer, poate. Și un pic pământ. Ideea este să fiți autentici, că regele de spade e foarte autentic, e cred că printre cei mai autentici, regele de spade. Apropo de vărsător, da? Că vărsătorul reprezintă această originalitate și săgetătorul, evident că doar vorbesc despre voi, da? De-aia sunteți în sextil și în armonie cu vărsătorul. Pentru că ambii caută libertatea și originalitatea, da? Mai devreme sau mai târziu, cât dacă voi suferiți, veți renunța la această suferință ca să vă găsiți sufletul pereche sau să găsiți persoana cu care vă simțiți bine, dar vă simțiți și liberi. Vă simțiți și liberi. Da, și săgetătorii pot să facă sacrificii, pot să sufere, dar până la un punct. E un punct în care, de uite, e un punct în care vă aruncați. Vă aruncați în așa zis necunoscut,
Da? În libertate, cineva încearcă să vă țină în această dorință de a plonja într-o mare de emoții, în dragoste, în a vă descoperi altceva. Hai să vedem ce cărți mai vin. Asta așa a fost un mesaj pentru unii dintre voi, nu pentru toată lumea. Evident. Săgetători, regele de spade și regele de băte. Aici fiți înțelepți, fiți autentici, fiți puternici, sunteți în general, dar probabil mai aveți ceva de învățat sau de amintit, să vă aduceți aminte că trebuie să fiți voi înși vă. Acum depinde și ce planete aveți, pe unde le aveți, da? Ia uite, regele de monede, numai energii masculine, care înseamnă, de fapt, acțiune, nu? Pe mai multe planuri, mental, pasional sau creativ și practic financiar. Hai să vedem crucea celtică ce spune. Trei de monede. Trei de monede central. Provocarea, doi de spade. În trecutul îndepărtat, roata norocului. Trecutul apropiat, regina de băte. Am zis doi de spade sau doi de băte? În fine. În viitor, cinci de băte. În prezent, împăratul. Sfatul, iau ce frumos a apărut, da? Sfatul, fiți îndrăgostiți de voi, regăsiți-vă masculinul, femininul și dacă sunteți îndrăgostiți, urmați-vă sufletul. Exterior, doi de spade, cineva încearcă să blocheze sau să aleagă. Ia uite, aici este varianta voastră superioară, echilibru, temperanța. În poziția fricilor și ce vă doriți, valetul de cupe. Ce reușiți să faceți? Oh, regina de monede, interesant. Și împărăteasă. Și asul de cupe. O să și clarificăm. Am văzut și un nebun. Ok. La capătul setului de cărți, o situație de familie, 10 de monede. Simt că e mai degrabă de familie. Poate să fie și job, că vă 3 de monede central și poate să fie un job cu această figură autoritară, împăratul. Este posibil să aveți de luptat pentru o anumită poziție de conducere și să aveți de luptat cu concurența. Trebuie să alegeți niște proiecte care și să lucrați în echipă cu cineva, să vă faceți echipa potrivită ca să aveți succes, să vă puteți bate iar cu concurența. Îndrăgostiți înseamnă și colaborare, evident. Însă, văd regina de cupe, 7 de băte și 10 de monede. Pentru unii, posibil un personaj sensibil, emoțional, undeva în viața voastră, dar cu acest personaj lucrurile au avansat foarte greu cu acest rege de monede. Cu acest personaj au avansat. Probabil că unii ați avut o relație de familie, nu toți, dar unii ați vrut sau măcar ați avut, nu știu, variază. Pentru că sunteți mulți și știu și săgetători care au fost căsătoriți cu un semn de apă și care n-au fost căsătoriți, deci știu variante. Ideea este că lucrurile au mers greu, s-a dezvoltat foarte greu, aproape că au stat pe loc, din niște motive, poate că din cauza unor pretenții sau faptul că v-ați îndepărtat de ceea ce sunteți voi. Da. Și a apărut această nevoie de a vă lupta. Și ați simt, e o luptă în familie, e o atitudine defensivă. Încercați să vă păstrați poziția. Apropo de ce zice autenticitate, da? Aveți răbdare, aveți răbdare în ceea ce aveți de făcut, dar dacă s-a ajuns în această relație, că e familială, că e profesională, să vă luptați, este foarte, foarte neplăcut. Este foarte neplăcut. De-aia unii dintre voi trebuie să alegeți acum. Între relația care vă ține pe loc, băta, da?
Poate să, repet, poate să fie și la locul de muncă și o altă pasiune, un alt proiect, o altă relație care vă ajută să vă reconstruiți lumea. Aici este împărățelul, da? Varianta lui, da? Aici este de obicei împărat, da, nu că de obicei, chiar are un glob, da? Are un glob împăratul, aici iar este singura carte în care mai apare un glob. Trebuie să alegeți, să vă construiți eventual o nouă lume. Iar aveți de ales. Eventual între o persoană care vă dă stabilitate și una cu care puteți să creșteți, că împărăteasa înseamnă deja mult mai mult decât o regină, înseamnă patru regine într-una. Și vorbesc de creștere pentru că, da, și este Venus, voi sunteți guvernați de Jupiter, aveți nevoie de expansiune, nu puteți să stați în niște tipare. În general, monedele reprezintă tipare. Aici cred că trebuie să alegeți între un personaj care, da, vă oferă stabilitate, dar mai există un alt personaj cu care puteți să creșteți mult mai mult, cu care puteți și chiar aveți această vibrație de împărat și împărătese, adică femeia divină și bărbatul divin. Vă potriviți mult mai bine, așa simt. În fine, hai să vorbesc despre această carte centrală, trei de monede. Vreți să vă construiți sau reconstruiți emoțional, este inima voastră, da? Eventual, încercați să studiați niște chestiuni care țin de suflet. Încercați să învățați, să-i ascultați pe ceilalți care știu, care vorbesc despre asemenea lucruri. Este central și de aia citesc așa cartea. Eventual încercați să aveți o creștere spirituală și emoțională în același timp. Posibil există cineva care vă atrage atenția și vă dați seama că, da, personajul de lângă voi, da, vă oferă stabilitate, dar mai este altcineva care vă oferă creștere. Și voi simt că vreți creștere. Asta pentru că undeva la bază aveți roata norocului. Sunteți guvernați de Jupiter. Nu puteți să stați pe loc. Nu puteți să stați în situații și în relații și joburi care vă țin pe loc. Aveți nevoie să fiți în mișcare. Și cine nu înțelege acest lucru, asta e greșeala lor. În trecut a fost o întâlnire karmică care o să clarific, va schimba destinul într-un fel sau altul. În trecutul îndepărtat. Ce înseamnă asta îndepărtat, apropiat, știți voi. În trecutul apropiat apare regina de bâte. Nu zic musai că e semn de foc, deși ar putea să fie, dar nu e obligatoriu berbecleu săgetător, puteți să fiți chiar voi, regăsindu-vă încrederea și autenticitatea după această întâlnire. Da? Eventual încrederea că puteți să vă regăsiți echilibru și să vă creați o nouă lume. O nouă lume apare și aici, da? Aici este momentul de provocare. Ce faceți? Ce faceți? Stați și vă uitați, da? Cum alții se dezvoltă și voi stați pe loc, eventual. Sau alegeți să creșteți la început singur și apoi să vă găsiți partenerul cu care puteți crește împreună. Și aici este încrederea, încrederea în voi că puteți să vă folosiți toate calitățile creative într-o nouă direcție. În prezent aveți împăratul. Unii dintre voi vă doriți să deveniți acel personaj puternic, masculin-feminin? Variază, da? Vă doriți să vă controlați voi viața, nu să stați în tipare, da? Vă doriți să aveți stabilitate, într-adevăr, dar pe termenii voștri. Pe termenii voștri, să nu încerce cineva să vă impună ceva. Unul, regina de bute poate să fie o figură autoritară. Dacă e cineva care încearcă să vă. Pentru că văd totuși un conflict de interese sau de abordare în viitor. Și aici pot fi două semne de foc, da? Berbec, săgetător, berbec sau leu săgetător.
Aici apare concurența, lupta. Poate să fie și gelozia cuiva. Oricum, simt că cineva v-a atras atenția. Posibil, dacă ar putea să fie chiar acest împărat, chiar dacă este de vibrație masculină, poate să fie o femeie, da? O femeie cu o poziție profesională deosebită, cu reușite, da? Care își controlează viața și atunci să vă atragă atenția acest personaj. Să vă doriți să fiți ca ei, să fiți în preajma lor. Și acest personaj, da, care este în evidență să fie acest împărat. Șef la locul de muncă sau una, că nu-i șef, este un, repet, o persoană care își conduce viața după principiile sale, nu după cum vor alții. Și aici este provocarea și inspirația. Ca voi să vă alegeți o direcție asemănătoare, eventual să vă duceți către acest personaj. Pentru că văd împăratul și împărăteasa, da, perechea divină. Și faptul că se înfiripă o nouă dragoste, asul de cupe, între voi. Sfatul este, dacă simțiți această dragoste, mergeți către ea, pentru că există potențial de creștere. Unii s-ar putea, rămâne de văzut în ce context, văd și posibilitatea de a avea un copil împreună, împăratul, împărăteasa, asul de cupe și valetul de cupe și îndrăgostiții. Vorbesc despre un potențial de a fi împreună și de a avea copii împreună. Însă, sfatul este să vă echilibrați, să ascultați divinitatea, să fiți în vibrația cea mai înaltă ca să vă atrageți, evident, dacă voi sunteți în această vibrație de împărat, nu neapărat împărat în sensul financiar al cuvântului, da? De om stăpân pe viața sa și pe alegerile sale, adică autentic, cu răbdare, cum scrie și aici, vă veți întâlni această pereche divină. Văd întâlnire între voi și încă cineva care vă este foarte potrivit, potrivită. Posibil să fie una și aceeași persoană, că vă semn de pământ pentru unii, dar nu obligatoriu. Însă, o dragoste este în... O nouă dragoste este în... Apare într-un fel sau altul în viața unora dintre voi. Exterior aveți... Exterior aveți doi de spade. Doi de spade. Un blocaj din partea cuiva. Cineva vă blochează? Sau cineva trebuie să aleagă ca și voi? Dacă voi alegeți, ar trebui și ei să aleagă. O să clarific. De ce vă este teamă de acest echilibru? Faptul că sunteți un pic dezechilibrați emoțional din niște motive. Probabil conflictele, poate să fie și un triunghi, dar nu obligatoriu. Triunghiul nu e obligatoriu să fie amoros, poate să fie o chestiune profesională, dorința de a face bani, de a avea o anumită poziție și să nu mai aveți timp de relațiile, eu știu de care, da? Variază. E acest dezechilibru emoțional, poate imposibilitatea să vă vindecați de acea dezamăgire din trecut. Ce vă doriți, valetul de cupe? Să împărtășiți emoțiile cuiva, eventual să vă întâlniți cu cineva sensibil. Poate să, dacă sunteți doamne, vă doriți un copil cu cineva, cu acest bărbat foarte fain, da? Impresionant. Și nu aveți răbdare? Că n-ai, e bine, specific săgetătorii, nu? Săgetătorii nu dau prin afară cu răbdarea. Asta e clar. Nici vărsătorii. Dar văd o luptă undeva în viitor. Că este, din cauza, eu știu, cineva se luptă. Pentru voi, posibil. Hai să și clarificăm, da? Clarificăm 3 de monede pentru săgetători. 3 de monede pentru săgetători în suflet. Săgetători, 3 de monede. Ia uite, aici este jobul sau în căsnicie, posibil. De-aia a zis triunghiul, nu e obligatoriu să fie o a treia persoană, poate să fie un proiect, da? Care vă poate ridica financiar foarte, foarte mult și atunci nu mai aveți timp de relațiile acestea tradiționale. Dacă este un triunghi, rămâne de văzut, pentru că apar și îndrăgostiți, apare asul de cupe, asta rămâne de văzut. Sau voi știți mai bine.
Unii dintre voi, că poate nu sunteți căsătoriți, vreți să munciți pe rupte ca să vă faceți o familie cu cineva. Știți că vă doriți cei mai buni și atunci dacă vă doriți cei mai buni, împăratul, împărăteasă, și voi trebuie să fiți în această vibrație și vreți să munciți pentru succesul vostru central. Ia uite, pentru casă, ca să vă creați o... să vă întâlniți sufletul pereche. Ia uite, 9 de cupe, 6 de cupe, 4 de băte. După ce a fost o separare între voi, după ce... Da. Hai să vedem noi de bute. Clarificăm noi de bute. Doi de bute pentru săgetători. Doi de bute pentru săgetători. Provocarea pentru săgetători. Doi de bute, vă rog. Uf, lumea. Aici este. Trebuie să încheiați un capitol. Aici e provocarea. Mai stați. Mai stați în această energie tradițională pământeană, eventual. Sau neapărat pământeană, că până la urmă toți suntem pământeni. E o anumită vibrație. Sunt anumite tipare, tradiții. Interesant, tradiții, că săgetătorii nu sunt nici ei foarte tradiționali, da? Mai stați în tradiții sau încercați să vă creați voi ceva special al vostru. Provocarea este probabil că așteptați pe cineva de la distanță, unii dintre voi, sau să încheiați un capitol și să începeți ceva nou. Iar este momentul de alegere. Dar lăsați în urmă, încheiați acest capitol cu această bâtă, ce-o fi fost poveste, și mergeți într-o altă direcție. Posibil să fie o călătorie peste hotare, în această nouă direcție, sau invers, să veniți de peste hotare și să faceți ceva aici, iar variază. Eu cred că și în România se pot face multe lucruri frumoase. Nu trebuie musai să pleci afară. Dar e o încheiere de capitol ca să puteți să alegeți. Trebuie să alegeți o nouă direcție. Vedeți unde vă găsiți, dacă vă găsiți în țară sau peste hotare. Iar e pe vorba de muncă, muncă și iar muncă, bani, proiecte. Proiecte. Posibil există un semn de cineva cu marcaj în semnul leului care consumă, care vă consumă într-un fel sau altul, voi sau ei, poate voi consumați, poate ei vă consumă, în fine, e o chestie de consum energetic într-o relație. Nu musai leu, nu musai fecioară, dar e o relație în care sunteți cam încrâncenați și unul și celălalt, da? Și există discuții, argumente cam tot timpul. Și apare această nouă pasiune sau un nou proiect care vă poate da stabilitate și pentru care trebuie să munciți. Sau nouă pasiune la care țineți și în care vreți să vă implicați. Variază. Clarifică roata norocului în trecut îndepărtat pentru săgetători. Roata norocului. Roata norocului. Pentru săgetători în trecut îndepărtat. Roata norocului. Ia uite, interesant. Stă invers și 6 de bâte invers. 6 de bâte invers este cineva care are tendința să fie un pic cam egoistă, persoana respectivă. Nu este vindecată. Are niște traume, niște probleme cu ego-ul. E o întâlnire, probabil o întâlnire karmică cu cineva care are multe de învățat, multe de vindecat, faptul că a venit steaua invers, da? Pentru că steaua reprezintă destinul nostru, v-a deturnat un pic de la destinul vostru, apropo, de-aia vi se zice să fiți autentici. Dacă o fi același personaj de aici, rămâne de văzut, rămâne de clarificat. Acest personaj are un ego care încă e netratat, nevindecat. Rămâne de văzut dacă sunteți voi aici sau e alt semn de foc. Dar, în trecut, această întâlnire karmică, cineva, da, vrea să atragă atenția cu orice chip și aici este o problemă nevindecată. E un dezechilibru emoțional.
Evident că poate să fie și al vostru, dacă vă regăsiți, dacă sunteți suficient de sinceri. Ia uite, mamă, da. E o chestie toxică, emoțională, manipulator, un personaj manipulator emoțional care v-a făcut să vă simțiți înfrigurați în această relație. V-ați cam chinuit împreună. Da, ați mers o perioadă pentru că era legătură karmică, dar nu foarte cu steaua, invers, nu a fost o relație prea grozavă. O relație karmică, poate chiar căsătorie. Căsătorile sunt karmice, dragii mei, dacă nu știați. Regina de Băte, te rog, clarificăm. Regina de Băte. Oh. Regele de Monede și Regina de Băte. Regele de Monede pentru mine reprezintă soțul sau soția. Ar putea să fie soția cuiva. Da? Din acest motiv, dacă apare un alt interes în viața voastră, acest personaj să fie gelos. Da. O situație dezechilibrată, niște frici. Frica de a... Nu mi se par cărțile prea, prea grozave. Dorința de detașare a cuiva, dorința de a-și găsi cineva autenticitatea și adevărul, creează dezechilibru, eventual confuzie între cei doi. Poate sunteți voi în relație cu acest semn de pământ. Posibil. Rămâne de văzut. Dar eu teamă în această. E o confuzie. E o neînțelegere. Nu se comunică despre niște momente în care s-a călătorit, s-a eliberat. Mai dăm o carte de curiozitate, mai dăm o carte. Ce între regele de monede și regina de băte? Ia uite, justiția. Justiția înseamnă separare, chestiuni legale și trei de băte, o așteptare, că va fi mai bine, o speranță. Trei de băte pentru mine a treia zodie de foc, da? Speranța că va fi mai bine. Dar cu justiția posibil să fie o căsătorie, da? Un contract, niște acte, poate să fie și la locul de muncă, da? Dar în mod special o separare. Pentru că apare acest trei de băte, speranța că va fi mai bine, speranța că va fi, uite, un blocaj, lupte, însingurare. Nu sunt... cărți prea pozitive. Poate un contract pentru unii să fie și un contract peste hotare, la distanță sau în alt oraș și contract de profesional, da? Dacă sunteți soți, soții, da? Și acest contract să vă țină un pic în separare pentru că apar blocajele, lockdown-ul, iar este posibil și asta. V-am dat mai multe variante, vedeți unde vă găsiți. Clarificăm, te rog frumos, împăratul. Împăratul, asul de băte. Ia uite. Încercați să vă controlați pasiunea pentru cineva. Aveți o mare pasiune pentru cineva. Apare al doilea as, da? Asul de băte. Interesant, acum simt altceva. Simt că această întâlnire, probabil că a fost o întâlnire foarte intensă cu cineva și voi ați simțit că nu aveți succes, nu aveți speranță cu acest personaj, tocmai pentru că aveți niște probleme acasă, aveți de păstrat o poziție, soț, da? Împăratul poate să fie un soț acasă, da? Și din cauza aceasta, nu neapărat, deci, altă variantă, da? Din cauza aceasta, această legătură sau întâlnire karmică, vă schimbă energetic, vă inspiră, dar nu aveți voi speranță. E o neîncredere că nu se poate materializa din cauza unor chestiuni legale care se văd mai bine în viitor, în trecutul apropiat. Și totuși, aceste chestiuni legale aduc o undă de speranță într-o formă sau alta, că e separare, că semnați un contract care vă, eu știu ce, vă încântă, iar vedeți. Deci, regele de împăratul a fost clarificat de asul de băte. Și la capătul setului de cărți aveți, iar aceleași formate care le-am văzut mai devreme, discuții cu cineva, o căsnicie, iaute,
O căsnicie, cineva tot încearcă să renască. Șapte de cupe, iluzii, magicianul tot încearcă să renască ceva, regina de cupe, regina de spade, dar nu prea merge. Sunt manipulări mentale și emoționale în această situație. Și din acest motiv, dacă sunt chestiuni acasă, pentru că 8 înseamnă căsnicia pentru mine și 10 la fel o căsnicie epuizantă sau un job epuizant, dacă sunteți în poziție de soție, în fine, aveți această poziție, voi sau ei, unul dintre voi încearcă să se rețină, da? Că și împăratul se controlează și puterea controlează impulsul acesta, atracția aceasta. Dar există o atracție pentru cineva. Că ei experimentează acestea în viața lor personală, nu voi, iar variază. Dar totuși, sfatul este urmați această atracție. Ia, clarificăm îndrăgostiții. Hai să vedem. Ca să dăm sfatul corect. Clarificăm acești îndrăgostiți. Oh, wow, mai dăm o carte. Clarificăm moartea și îndrăgostiții. Îndrăgostiția a fost clarificat de moarte, care înseamnă transformare. Poate să fie transformare prin dragoste și atunci cineva rămâne supărat pentru că apare o nouă cupă, într-un fel sau altul, sau iese din supărare, din starea de, eu știu, stagnare, care o fi fost, pentru că aveți aici răbdare și fi autentic. Deci poate să fie o dragoste care vă transformă, vă dă peste cap întreaga viață, da? Cum a apărut și aici o întâlnire karmică în care nu aveți încredere. Pe de altă parte, of. Aș vrea să le văd și pe celelalte, pentru că totuși apare asul de cupe în viitor. Moartea a fost clarificată de 4 de cupe, dar un pic pe... Nu e nici invers, nici în poziție normală, pe diagonală. Da! Uite! Blocați, blocați aceste discuții și situații în care vă tot străduiți. Ia uite, iar apar aceleași chestii. Care vă tot străduiți să stați lângă cineva, unii dintre voi. Repet, că poate sunteți singuri, poate vă străduiți să stați cu familia, cu mama, cu tata, cu verii, cu prietenii, cu un job, eu știu. Așa, deci... Dacă. Mai dăm o carte totuși, mai dăm o carte totuși, mai dăm o carte. Vreau să zic că dacă încercați să puneți capăt acestei iubiri, o să simțiți că ați pierdut o ocazie specială, pentru că a venit cartea așa. O să simțiți că ați pierdut o ocazie specială. Dacă încercați să rețineți această poveste de dragoste, a unora, nu a tuturor. Îndrăgostiții pot să însemne și colaborare. Mai. Patru de monede. Țineți foarte mult la chestia asta. Țineți foarte mult la acest personaj. Ori are planete în scorpion, ori... Dar cu patru de monede țineți foarte mult la această poveste. Este foarte intensă. Este foarte intensă. Hai să vedem și celelalte cărți. Doi de spade. În poziție exterior. Influență exterioară, doi de spade. Ia o temă. Un alt as. Al treilea as. Atracție pentru cineva. Valetul de bâte. Cu fie alt semn de foc posibil.
Poate să fie cineva mai tânăr sau diferență de vârstă. Ori voi sunteți mai tineri, ori ei sunt mai tineri. Da? Și asul de monede. Ideea este că se blochează tot așa și ei trebuie să aleagă și voi trebuie să alegeți. Pentru că îndrăgostiți înseamnă alegere și la voi și la ei. Și asul de monede înseamnă o relație de lungă durată, nu doar pasiune, da? Mai ce etalări! Mai ce etalări! La capătul setului de cărți, Regina de Cupe. Există cineva care vă sensibilizează? Și mai există un alt personaj cu care aveți niște discuții. N-aș vrea să dau semne pentru că vă blochez dacă vă dau semne. Pentru că sunt multe semne, sunt multe zodii. Și nu zodia în sine ne reprezintă, ci la un moment dat felul în care acționăm Martele, Venus, felul în care iubim Luna, felul în care simțim. În fine, oricum, este o atracție, este o posibilitate de a începe o relație de lungă durată sau o relație serioasă, ceva serios, da? Sau un proiect, evident că poate să fie și un proiect și totuși apare acest blocaj. Blocajul poate să fie din cauza persoanei care trebuie să aleagă și ea, așa cum și voi trebuie să alegeți pentru că aveți acest îndrăgostiți. Există o reținere. Clarificăm temperanța, poziția. Ia uite. De ce vă este teamă? De un dezechilibru emoțional pe care probabil că resimțiți în această situație foarte intensă, care și unul și celălalt are de ales. Și unul și celălalt are de ales. Pe de o parte, și pe de altă parte, este o dragoste foarte profundă care nu poate fi temperată, nu poate fi ținută în frâu atât de mult timp, controlată, da? Pentru că știți că apare gretele. Poate că un semn de apă plânge după voi, posibil. Posibil un semn de apă să plângă după voi. Sau invers. Valetul de cupe. Clarificăm valetul de cupe în poziția dorințelor. Oh, sunt multe. Valetul de cupe. Ce vă doriți în poziția? Mai. Iar sunt multe. Valetul de cupe. Te rog frumos. Valetul de cupe. Valetul de cupe în poziția dorințelor. Valetul de cupe pentru săgetători. Valetul de cupe. Sunt etalări complexe, pentru că și viața oamenilor este foarte completă. Ia uite. Zece de bâte și cinci de spade. Și aici sunteți voi. Voi plini de emoții. Poate unii dintre voi, voi căsătoriți, posibil, sau la locul de muncă. În fine, cu zece de cupe sunteți plini de emoții. Simt mai multe lucruri legate de acest valet de cupe și cinci de spade. Simt că cineva vă atrage. Vă atrage și e o figură foarte plăcută, vă vindecă.
vă alină într-un fel delicateța acestei persoane și totuși nu puteți să vă implicați prea mult în legătură cu acest personaj, da, apar alegerile și în poziția exterioară și în poziția sfatului aici, da? Da, vedeți aici. Poziția sfatului, elea îndrăgostiții și apoi doi de spade și asul de bâte. Da? Nu puteți pentru că încă nu ați rezolvat niște chestiuni legale, eventual această justiție care a apărut în ultima vreme, în trecutul apropiat, dar încă posibil nu e rezolvată. Cu trei de bâte, da, e o speranță, dar încă nu se știe. Iar apar trei personaje și iar apare un personaj care se consumă într-un job, în niște responsabilități, într-o căsnicie. Cel puțin unul dintre voi se consumă într-o direcție în care nu mai vede speranță și totuși apare acest personaj care parcă îi mai ușurează un pic vibrația, dar știe că nu se poate apropia pentru că există conflicte, există gelozii. Există niște gelozii cu 5 de spade și 5 de bâte. Așa simt. Pentru că regele de bâte are multe emoții. Da, are și o căsnicie, da, să zicem. Pentru unii, dar eu simt mai mult emoții, nu simt căsnicie, o simt aici, îmi pare rău. Asta e. De-aia vi se zice să fiți autentici. Să nu jucați roluri doar de dragul rolului. Clarificăm 5 de bâte, te rog frumos, în viitor îndepărtat sau eu știu cât o fi acel viitor, într-un viitor. 5 de bâte pentru săgetători. Ia uite. Cineva se luptă. Acasă, aveți lupte acasă. De-aia am zis, există două personaje, soția sau soțul, că apare regele și regina de monede, da? Și împărăteasa și împăratul, cei cu vibrație mult mai înaltă, pentru că după împărăteasa apare asul de cupe. Eu așa văd că sunt două personaje. Asul de cupe care este aici, cu care puteți avea creștere, da? Valetul de cupe, asul de cupe, da? Puteți avea creștere, dar nu puteți din cauza că există cineva gelos, cineva care tot timpul cu ochii pe voi sau voi trebuie să stați cu spatele și să priviți eventual cu ceafa. Exagerez un pic, dar sper că înțelegeți. Bine, asta e o vibrație temporară. Rămâne de văzut mai încolo ce se poate întâmpla. Pentru unii dintre voi, nu pentru toată lumea. Unii, pentru că aveți așa atât de multe emoții în poziția fricilor, regele de cupe și echilibru, da? Și atât de multă pasiune pe care încercați să o controlați. Unii dintre voi vă veți lupta. Vă veți lupta. Veți încerca să blocați. Veți pune tot efortul să blocați pe acești invidioși ca să puteți manifesta acest as de cupe. Asta pentru că îl văd undeva în viitor, totuși. Valetul de cupe, asul de cupe, da? Nu prea cred că totuși o să vă rețină cineva. Dacă cineva de acasă se luptă, se luptă, e treaba lor. Dar și voi vă veți lupta. Aici apar 10 bâte, nu 5, veți dubla efortul. Da? Pentru că simțiți că această nouă pasiune este o flacără geamănă. Da, este un personaj cu care puteți să aveți altfel de casă, nu ca aceasta 10 de monedă tradițională, altfel de casă și sunteți dispuși să luptați pentru ei. Dar, repet, dacă mai aveți, înțelegeți, e destul de complicat, așa văd lucrurile, foarte complicate.
Regina de monede. Asta în cazul în care mai aveți o căsnicie. Dacă nu mai aveți nicio căsnicie, asta e mai ușor, să zicem. Împărăteasa. Și împărăteasa. Ia uite. Deci, regina de monede, care poate să fie mama, soția, a fost clarificată de 7 de băte, soția sau soțul sau cineva dintre această familie tradițională, da? A fost clarificată de 7 de băte și asta îmi spune că se luptă să-și păstreze poziția eventual. Și împărăteasa care simt că ar putea să fie această nouă dragoste de altă vibrație, cu totul altă vibrație, a fost clarificată de soare și de 9 de cupe. Și urmează asul de cupe. Deci este o dragoste mult mai profundă pentru cineva care se va materializa mai devreme sau mai târziu, chiar dacă aveți blocaje. Chiar dacă aveți blocaje. Dar chiar dacă cineva posibil, dacă nu sunteți voi, poate să fie altcineva care încearcă să vă controleze viața și eventual această nouă atracție pentru care simțiți atât de mult. Înțelegeți, dragii mei? Asta e. Oricum, cu toate strădanile și ce mai văd pe aici, că în trecut nu ați avut speranță, că încercați să clarificați, aveți o karmă aici, o justiție, aveți o karmă cu cineva, un contract. Aceste situații în care trebuie să alegeți și voi și ei, da? Îndrăgostiții, moartea, 4 de cupe, 4 de monede, da? Moartea nu înseamnă musai că mai ales dacă sunteți flăcări gemene, nu poate nimeni să distrugă această legătură. Nimeni. Însă, este atât de intensă încât vă transformă întreaga viață. Este dureros de intensă dacă e flacărea geamănă. Personajul cu care și se pare, pentru că e împăratul și împărăteasa, da? Și n-aș vrea să dau zodii pentru că se creează confuzii. Văd și semn de apă, văd și semn de foc, văd și semn de pământ. A apărut pe aici, pe acolo și aer. Vedeți și voi unde vă găsiți. Și vă rog frumos, că tot încerc să clarific și să vă dau mai multe detalii despre această poveste și despre aceste cărți, confirmați-mi și mie din variantele pe care le-am spus, care sunt cele pe care le trăiți. Pentru că sunteți mulți de generații diferite și hărți natale diferite și situații, unii singuri, alții căsătoriți și vreau să știu și eu pe unde vă găsiți și voi ca și poziție. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup, pa, pa!